Crăciunul-i nașpa, frate! Aoleu! De ce? M-am săturat! Nimeni nu se bucură de fapt! Toată lumea e doar... Aoleu, trebuie să dau bani, să cumpăr brad! A stricat capitalismul Crăciunul! Asta spui așa, cum că ai crescut, dacă ne ai mică, zi tu că nu-ți plăcea Crăciunul. Eu am un frate mai mic și mama m-a luat cu ea prin mult să cumpărăm cadouri pentru toate neamurile. Jumătate de oră în față la Zara, 20 de minute în față la Noriel, 40 de minute lângă Sephora, că văzuse ea un concealer mișto, și după drumul spre casă cu 40 de kilograme de cadouri pe fiecare braț. Ce să zic? Crăciun fericit! Hai mă, stai ok. Tu știi cum era la mine înainte? În secunda în care începea decembrie, îmi punea tata mucul în mână, îi spunea replica faimoasă, la muncă nu l-a întins mâna, și după mă puneam eu cu spiritul Crăciunului să spălăm pe jos, să ștergem praful, să facem sărmăluțe, toate lucrurile astea care înseamnă Crăciun. După ho 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 Merry Christmas, eu rup de oboseală, puneam un pat până la Sfântul Ștefan. Bă, vă știți cum e să ai 50 de neamuri? Masa de Crăciun sau ziua de avea reguli stricte. În primul rând, în capul mesei putea sta numai tata, că doar el aducea bani în casă. Scaunul cel mai extern, cu vedere la bucătărie, era ocupat de către mama, care trebuia să facă drumii de bucătărie și masă, că doar farfuria de salam și cașcaval nu se schimbă singură cu farfuria de pistie. Aici, diametral opus cu mama, stă mătușa Laura și bunica Maria, care își cam bârfesc nepotul preferat, care el se află aici, cu PSP-ul în mână. Simetric opus cu tata, chiar aici, stă unchiul Dan, pentru care sărmăluța, ca și Toba și Costița, mergeau stinse doar cu 2-3 păhărele de pălincă. Eu, evident, eram plasat în afara câmpului de luptă, la mine în cameră, pedepsit, pentru note de 5 pe linie la matematică. Deci nu vă mai plângeți! La noi, la orfelinat, era altfel. Fiecare Crăciun era puțin diferit. Uneori veneau cu multe jucării pentru noi, căutăna lumea. Alteori aveam un brad foarte frumos de la o fundație care mi-l dădea gratis. Alteori aveam mâncare foarte bună donată de alți oameni. Dar toate Crăciunurile aveau în comun faptul că eram toți împreună și știam că asta e tot ce contează. Țin minte cum din ianuarie până în decembrie număram zilele până la Crăciun. Parcă toată lumea era mai fericită. Uitam că nu aveam un tată care să ne felicite sau o mamă să ne ia în brațe, pentru că ne aveam unii de alții. Îmi pare rău.